Adriana Ailincăi, de la CSM Călăraș, a câștigat medalia de aur alături de Iuliana Buhuș la campionatul european de canotaj de la Pozan în proba de dublu rame feminin. În momentul de față, sportivii legitimați la CSM Călăraș se află la Iași, la campionatul național de seniori. Mai multe amănunte primim de la Daniel Bănățeanu, antrenorul secției de canotaj. Avem marea bucurie de a primi printre noi pe proaspeții întoși de la campionatele europene de seniori din Polonia, la Poznan, unde ne-au încântat cu medalii de aur, de argint, copilașii noștri care au ajuns adulți. Este vorba de Ailincăi Adriana, care s-a încăpățânat, pot spune eu, să ia aurul și la seniori, după ce a câștigat aurul la tineret în proba de 2 fără cu o colegă mai tânără. De data aceasta și-a schimbat partenera de barcă și a continuat tradiția, ca să pot spune asta, obținând aurul european la seniori. Adică Adriana este foarte motivată pentru olimpiada care va sosi. A doua medalie, pot spune, la fel de strălucitoare, e vorba de o medalie de argint în proba de 8+1, obținută de Chioseaua Alexandru, un băiat care a prins barca regină, barca de 8+1. La fel și el, într-o trecere de la tineret la seniori. Este un rezultat excelent care la fel promite pentru olimpiadă. O foarte mare bucurie, dar un pic amară, este Vasile Georgiana, Vasile Georgiana Dedu, maritată, care a fost formată de la noi, crescut la CSM Călăraș, a reușit aurul în proba de 8+1. Ea actualmente este sportivă la Dinamo, club care, v-am zis, caută să-i cuprindă pe cei mai de seamă sportivi. În momentul de față a spus că vă aflați la campionatul național de la Iași. Câți participanți aveți acolo? Suntem cu 19 sportivi. Pregătim acest campionat. Din păcate, iar spun din păcate, lipsa embarcațiunilor de top ne face să privim așa un pic suspicioși cursele, pentru că, vedeți dumneavoastră, România e și locul 1 pe națiuni la campionatele europene de juniori. A ieșit locul 1 pe națiuni la campionatul european de tineret. La campionatul european de seniori s-au câștigat 6 medalii, 4 de aur, a care noi am reușit să punem numărul la 2 medalii de aur și una de argint, deci 3 medalii sunt reușite cu sportivii noștri. Din păcate, embarcațiunile nu țin pasul cu rezultatele și iată că această întrecere națională pot spune că s-a transformat în una mondială, pentru că sunt la start cei mai buni din Europa, cei mai buni din lume. În ce perioadă se desfășoară campionatul național de la Iași? Începând de astăzi, 13 octombrie, până pe data de 15 octombrie, când sperăm că o să mai aducem niște medalii la Călăraș. Domnul Bănățeanu, vă așteptăm acasă cu vești bune. Vă mulțumesc și Doamne ajută!